Mergem acum la Anca Frumosu să vedem cum va fi vremea astăzi. Avem parte și de ceva ploi, așa am reținut Anca, dar de mâine se face frumos. Anca, bună dimineața din nou. Bună dimineața și ploile nu vor fi la noi, Violeta. Să știi că prin nord-est apar ceva ploi și vor fi oricum ploi slabe. Oricum, la această oră este mai cald față de ieri dimineață. Meteorologii au anunțat o temperatură, iată, de 20 de grade în capitală. 21 de grade se înregistrează acum la Craiova, în Buzău de asemenea. Și este cea mai ridicată temperatura acestei dimineți. Cel mai rece este la Toplița, acolo unde sunt doar 6 grade în termometre. Deocamdată 8 grade la Miercurea Ciuc, 14 grade au Timișorenii acum în termometre, 12 grade se înregistrează la Sibiu, la Constanța sunt 20 de grade și 17 grade la Iași. Cerul este mai mult senin, excepție face nord-estul țării, acolo unde sunt ceva nori, însă momentan nu sunt probleme. Meteorologii anunță pentru astăzi o vreme caldă, cu temperaturi ce vor urca până la 32, posibil chiar 33 de grade în Oltenia. Se mai răcorește astăzi în zona Moldovei, în nordul regiunii. Acolo temperaturile pornesc de la 22 de grade Celsius și iată că și următoarele zile aduc vreme de vară, temperaturi în general cuprinse între 25 și 31-32 de grade Celsius. Săptămâna ce vine o vom începe în aceeași notă călduroasă. De miercuri o ușoară răcorire o vom resimți prin regiunile sud-estice, estice, în extremitatea sud-estică a țării și pe litoral așadar. Vor mai scădea temperaturile față de acest weekend, dar în continuare vor fi temperaturi ușor peste cele normale pentru jumătatea lunii septembrie. În schimb, meteorologii anunță că prin Oltenia, în Banat, în Crișana, chiar și la jumătatea săptămânii viitoare și spre finalul acestei săptămâni, spre finalul săptămânii viitoare, temperaturile vor urca până la 28, chiar 30 de grade Celsius. Încheie aici și ne revedem pe finalul jurnalului.